Un tânăr a fost prins de polițiști luni în jurul orei 19 în trafic după ce a furat o mașină. Din declarațiile unui martor am aflat că acesta nu are permis de conducere și este un client vechi al polițiștilor care au pus mâna pe el înainte să se întâmple o tragedie. Polițiștii l-au înconjurat pe bulevardul Mihai Viteazu din Zalău, în intersecția de lângă școala Iuliu Maniu și l-au dus la secția de poliție pentru cercetări. Mai multe persoane au declarat că tânărul a avut o pungă de prenandez cu el și că l-au mai văzut că ar fi tras din pungă. Felicitări poliției se lași pentru că au reușit să-l prindă pe hoțul de mașini într-un timp foarte scurt. Mulțumim telespectatorului anonim care a trimis imaginile la redacție. Dacă ați fost martorul unui eveniment, puteți trimite imaginile pe adresa de e-mail zalotvarongmail.com iar la trei filmări veți primi cadou un tricou personalizat ZTV, iar noi vă garantăm că nu vom divulga numele.